De ce nu mai faci viața pe Omega? Asta o să fie ultimul clip în care o să menționăm de Omega. Așa că vreau să vă spun de ce nu mai fac eu Omega. O să mai faci live-uri. Care este numărul tău de telefon când te căsătorești cu Bibi? Salutare guys și bine v-am regăsit la un nou clip super, 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 super tare! În afară de live-uri și story-uri pe Instagram, nu am mai avut ocazia de foarte mult timp să vorbesc cu voi, să vă răspund la întrebări și să purtăm așa o conversație picant, picanți. De mult timp nu am mai avut timp să fac așa ceva, dar astăzi am simțit nevoia să fac lucrul ăsta, așa că astăzi o să facem un Q&A, un Q&A mai special la care o să răspund la curiozitatea voastre cele mai mari pe care mi le-ați adresat de-a lungul timpului în comentariile de la clipurile mele de pe acest canal. Nu uitați că înainte de a ceva script să rupeți butonașul de like, să dați acolo multe, multe comentarii, să vă dau multe, multe inimioare și să dați un share pe Instagram la voi pe story ca să vă pot reposta. Credeți-mă că sunt extrem de multe întrebări și ca să nu mă mai lungesc cu vorba o să intru direct în pâine, așa că prima întrebare, o să mai faci live-uri? Mamă, fraților, da, am avut o perioadă mare, mare de inactivitate cu live-urile pentru că în momentul de față am foarte, foarte multă treabă cu viața mea, cu cariera mea de artist și nu prea mi-a mai permis timpul să fac live-uri. Încă mă gândesc dacă să mă reapuc de live-uri, când să mă reapuc de live-uri, dar astăzi vreau să fac un story, un sondaj de opinie, să vă întreb dacă voi vreți să mai fac live-uri pe acest canal de YouTube. Așa că dacă vreți, luați-vă chiar acum telefonul în mână, intrați pe Instagram, dacă nu aveți Instagram, vă descărcați, vă instalați, vă faceți un cont, căutați acolo Antonio Pican sau intrați pe linkul din descriere, intrați la mine pe story, iar în story o să vă întreb într-un sondaj de opinie dacă să mai fac live-uri sau nu. Iar voi alegeți, votați da sau nu. Iar în cazul în care sunt multe voturi pentru da, o să mă gândesc și în ce perioadă ne reluăm activitatea. Care este jocul tău preferat? Guys, e bine, jocul meu preferat din totdeauna a fost CSGO, este jocul acela cu împușcături, dar înainte să vreau să mă joc acest joc, nu aveam un calculator așa de bun și nu puteam să mă joc jocul ăsta și îmi pare foarte, foarte rău că înainte nu știam de Boosteroid. Nu știți ce este Boosteroid? Ei bine, Boosteroid este cel mai tare site, este un site pe care pur și simplu intri și te joci jocurile direct online. Nu mai ai nevoie de niciun calculator performant de gaming, pentru că site-ul ăla înlocuiește orice calculator de gaming. Intrați și voi pe linkul din descriere și încercați cea mai nouă experiență. Băieții de la Boosteroid au absolut orice joc pe lângă CSGO. Au Fortnite, au GTA 5, au Far Cry, au toate jocurile posibile și imposibile care se pot juca online, 60 de FPS-uri, no lag, nicio problemă. Recomand cu foarte, foarte mare încredere pentru că băieții de la Boosteroid fac o treabă incredibilă. La doar 20 de lei pe lună, mi se pare un preț incredibil. Și cea mai adresată și cea mai folosită și pentru care sigur ați dat click pe acest clip este: de ce nu mai faci viața pe Omega? De ce nu mai faci live-uri pe Omega? De ce nu mai faci Omega? Picatul, ne vrem Omega, vrem Omega. Ei bine, mă simt dator să vă dau un răspuns, așa că o să vă spun verde în față, o să fiu cât de transparent posibil, pentru că așa am fost de-a lungul carierei mele de pe YouTube și așa vreau să rămân în continuare, așa că vreau să vă spun de ce nu mai fac eu Omega. 1. Mi se pare că pe acest canal am mult mai multe de arătat decât să fac Omega. Deci așa că pregătiți-vă, chiar dacă începe școala, chiar dacă sunt clasa 12-a, în niciun caz nu o să mă las de daily vloguri, de vloguri din astea super, super tari și o să vedeți niște idei super noi pe acest canal. Niște vloguri nemai văzute care cu siguranță o să vă placă mult mai mult decât viața pe Omega. În al doilea rând, de ce să ne ascundem după perdea, acolo sunt niște lucruri, se întâmplă niște lucruri și se vorbesc niște lucruri care nu ar trebui să fie arătate pe internet. Dați și voi un like dacă sunteți de acord cu chestia asta. Nu mi se pare că sunt niște lucruri de arătat pe internet, mai ales la o comunitate de copii care încep de la vârste de 8 ani și se duc până pe la vreun 18, 20, 22. Deci nu prea sunt chestii chiar așa de arătat. Știu ce să ziceți acum, da, picantule, dar noi știm unele lucruri pe care nici măcar tu nu le știi. Ei bine, mă bucur, de fapt îmi pare rău că le știți de la o vârstă așa de fragedă, dar mă bucur că măcar nu le știți de la mine.
Iar în al treilea rând, Omegle-ul a devenit extrem de demodat. Nu mai este la modă, sunt foarte, foarte mulți copii pe el, nu mai este entertainmentul ăla care era de odinioară, este foarte, foarte plictisitor. Și cred că noi împreună, picanții bibișorii, putem să facem niște lucruri mult mai frumoase pe canalele noastre de YouTube, care să bucure ochii mult mai multor copii decât viața pe Omegle. Sper că v-am lămurit și sper ca întrebările despre viața pe Omegle să se mai rărească, pentru că primesc foarte, foarte multe întrebări. Și ținând cont că asta o să fie ultimul clip în care o să menționăm de Omegle și de toată nebunia asta, hai să dăm un următor next la toată chestia asta, așa, chiar aici de pe site-ul ăsta Omegle. Așa, pentru înmormântarea acestui site, hai să dăm așa un next și după un stop, ca să potolim așa toate întrebările despre acest site și după să mergem la următoarea întrebare. Ia. Mamă, frate, deci doar am dat două click-uri și... Dacă sunteți în fața calculatorului, o să vă rog să faceți fix ce fac și eu. Să faceți fix chestia asta, să ieșiți despre site-ul ăla, pentru că nu e bun de absolut nimic, și să faceți ceva mai constructiv cu viața voastră, pentru că viața voastră este pe primul loc. Când te căsătorești cu Bibi, când vă căsătoriți? Asta e o întrebare pe care o tot primesc, este o întrebare destul de personală și pusă cam de vreme, dar ținând cont că noi ne iubim foarte, foarte mult, în curând. Când o să aveți următorul concert? Băi, deci vă spun că după chestia cu Omega, următoarea întrebare, cea mai utilizată întrebare este asta. Când faci fan meeting, când faci concert, când putem să ne vedem, când putem să facem poze, story-uri, vreau să te văd, să cântăm împreună, să te aud live. Ei bine, guys, am o veste foarte extrem de bună pentru voi. Dacă sunteți în apropierea orașului București, sau poate chiar din București, sau poate chiar din România, dacă sunteți picanți chiar așa de adevărat, să veniți până în București. Pe data de 13 septembrie, după ora 15, insula de pe lacul Fundeni, vă așteptăm la cel mai tare concert Back to School. Pentru că înainte de începerea școlii meritați și voi o distracție pe cinste. Să cântăm, să ne distrăm, să facem story-uri, să ne vedem în realitate, să vă văd și eu pe voi, să fiți în fața mea acolo și să-mi transmiteți energia aia pozitivă pe care mi-o transmiteți mereu prin comentarii. Vă așteptăm la cel mai tare concert. Aveți link în descriere, intrați acolo, vorbiți cu părinții voștri și vă așteptăm la concert. Și grăbiți-vă, pentru că astăzi, mâine și poimine sunt niște reduceri foarte, foarte mari pe iabilet.ro, așa că intrați pe linkul din descriere și buy the ticket. Hai să trecem și la următoarea întrebare. De cât timp sunteți împreună tu și Bibi? Foarte multă lume mi-a adresat întrebarea asta. Vreau să știți că de fiecare dată când am avut ocazia să răspund la întrebarea asta, am spus că lucrurile astea ne privesc doar pe noi. Avem o relație foarte, foarte frumoasă și deși ne afișăm destul de mult pe internet, lucrurile astea ar trebui să rămână private. Până într-un moment în care decidem noi dacă vrem să vă spunem sau nu, într-un moment mai special din viața noastră și din relația noastră. Așa că dacă vreți să aflați, urmăriți-ne pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram și când o fi să fie, așa să fie. Când lansez următoarea piesă? Guys, nu știu dacă ați văzut pe canalul meu, dar clipul anterior e chiar o piesă, am lansat piesa Joker și vreau să mulțumesc foarte, foarte mult Kid Music România pentru această piesă bombă, rău de tot, chiar a ieșit așa cum mi-am dorit, nu uitați să intrați și voi să dați acolo multe, multe like-uri. Iar vis-a-vis de următoarea piesă, nu vă pot spune decât că este o colaborare și nu este o piesă solo. Acum, dacă vă dați voi seama cu cine este, ce este, vă rog scrieți la comentarii ca să iluminați și pe ceilalți. Care este numărul tău de telefon? Ei bine, guys, foarte multă lume mă întreabă care este numărul meu de telefon. Foarte multă lume mă întreabă dacă o să-mi fac un număr special pentru picanți, când o să-mi fac, dacă o să vă dau numărul meu de telefon. Ei bine, răspunsul este nu, guys, nu pot să vă dau numărul meu de telefon, numărul meu personal. Dar dacă tot vreți să vorbim și mai mult decât atât să ne și vedem, nu uitați să fiți activi pe Instagram, să ne dați un mare follow. Iar atunci când facem live pe Instagram, să-mi dați acolo o cerere, să vă bag pe live, să vorbim și poate primiți și o promovare. Cine știe? E o afacere mult mai bună decât numărul de telefon, adică așa ne și vedem. Vă și văd, mă și vedeți, nu? Vă văd și un număr mai mare de persoane. Adică, eu zic că e o afacere destul de bună. Următoarea întrebare este despre școală. Yay! Iei bacul? Bă, toată lumea m-a întrebat dacă iei bacul, că nu știu, cred că voi tot vedeți că eu fac foarte mult conținut.
fac și piese, când mai are timp băiatul ăsta să și învețe. E bine, vreau să vă spun că deși este clasa 12, eu tot o să fiu activ pe YouTube, pe Instagram și pe toate rețelele de socializare, pentru că ăsta nu este doar un hobby, este cariera mea, este munca mea, este serviciul meu, dacă pot să spun așa, și nu aș putea niciodată să las deoparte vlogul pentru nimic în lume, dar o să mă pun cu burda pe carte, o să mă focusez foarte, foarte mult și pe școală, pentru că vreau să iau o notă destul de bună în BAC, care să-mi ofere posibilitatea să mă duc la orice facultate vreau eu, pentru că da, vreau să mă duc și la o facultate, una bună de preferat pe business, dar mai avem un an de așteptat, momentan o să mă focusez pe școală, pe învățarea materiilor de BAC și cam atât. Când o să te mai vopsești și care este următoarea culoare? Guys, părul meu a avut foarte mult de suferit din cauza vopselelor foarte des aplicate în părul meu și mai mult de fapt decolorantului, nu vopselelor, care îmi ardea pur și simplu firul de păr și puteam să rămân chel, puteam să ajung chel ca în clipul ăla în care chiar m-am dat chel. Deci cred că blond ar fi următoarea culoare și când, habar nu am, dar când va fi, o să vă anunț cu siguranță pe story, printr-un vlog, oricum. Am refuzat o perioadă să-mi vopsesc părul ca să poată să-mi crească părul meu natural la loc și dacă ar fi să mă vopsesc următoarea culoare, cred că ar fi blond. M-aș vopsi așa un pic blond la vârfuri, pentru că am avut o perioadă în care mi-a stat foarte bine, de exemplu la toate fostele am fost așa vopsit blonduț un pic și chiar mi-a plăcut cum stătea. Guys, cam atât a fost și cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like. Sper că v-am răspuns curiozităților voastre cele mai mari și v-am făcut pe plac. Nu uitați să dați acolo în comentariu, să dați un share pe Instagram la voi pe story, pentru că vreau să am și eu pe cine reposta, adică vă rog frumos. Până data viitoare, eu am fost Antonio și v-am pupat. Pa!